Cineastul american Sean Baker a luat marele premiu al festivalului de film de la Cannes cu Anora, o poveste de dragoste tumultoasă între o dansatoare exotică și fiul unui oligarh rus. Premiul pentru interpretare feminină a fost împărțit în trei, iar cea care l-a ridicat este o actriță trans. Particular film, this incredibly human and humane film that captured our hearts, let us laugh, make us hope beyond hope, and then broke our hearts and never lost sight of the truth. The Palme d'Or goes to Anora by Sean Baker. O comedie neagră devastatoare, spune povestea de dragoste dintre o dansatoare la bară și fiul unui oligarh rus. El o iubește atât de mult încât se căsătorește cu ea, spre disperarea familiei. This is to all sex workers, past, present and future. This is for you. Thank you. Congratulations, George. Not only am I and your many friends proud of you, but also the world is here proud to honor you. Într-un moment emoționant, cineastul George Lucas, cel care a creat Războiul stelelor și Indiana Jones, a primit un Palme d'Or onorific. Distincția i-a fost înmânată de vechiul său prieten, mentor și colaborator, cineastul Francis Ford Coppola. This film is about the friendship between three very different women. Tot ce ne imaginăm ca lumină în regia cineastei indiene Payal Capadia a fost răsplătit cu marele premiu, a doua distinție ca importanță, după Palme d'Or. Prix d'ensemble pour Emilia Perez. Premiul competiției oficiale pentru interpretare feminină a fost acordat pentru trei actrițe, care apar în Emilia Perez. Trofeul a fost ridicat în numele lor de actrița trans Carla Sofia Gascon. Merci, Young. The Seed of the Sacred Fig. Regizorul iranian în exil, Mohammad Rasulov, a primit un premiu special pentru Sămânța Smochinului Sacru, despre funcționarul unui tribunal iranian care devine din ce în ce mai autoritar și paranoic, pe măsură ce protestele din 2022 se intensifică. Cu câteva zile înainte de premiera filmului, realizat în secret, Rasulov, care se confrunta cu o sentință de 8 ani de închisoare, a fugit din Iran pe jos.